Bine v-am regăsit, numele meu este Daniel și astăzi o să fiu din nou gazda voastră într-un nou episod despre cryptocurrency. Astăzi, în seara de cripto, vom vorbi despre strategie. O să vă dezvălui un lucru foarte important pe care eu l-am învățat destul de târziu în această piață, dar este un lucru de care nu vă puteți lipsi dacă vreți să faceți profit pe termen lung în această piață. O să vă zic mai multe despre acest aspect în cele ce urmează, dar haideți întâi să vedem cum arată marketul astăzi. Avem un market cap de 503 miliarde cu un volum de 19 miliarde, iar BTC Dominance este de 37,7%. Putem observa că volumul este destul de scăzut, iar BTC Dominance este în urcare, lucru pe care îl anticipasem încă de acum 2 săptămâni, când era în jur de 32%. Am anticipat că va urca undeva spre 40%, încă nu suntem acolo, dar eu cred că vom ajunge la acel nivel. Avem Bitcoin la 11.252, Ethereum la 944 de dolari, iar Ripple pe locul 3 la 1,15 dolari. N-am văzut o urcare prea mare pe Ripple, nu cred că această monedă va urca peste 2 dolari în acest an, chiar nu cred acest lucru, dar e important să înțelegem cum merge această piață și că nimeni nu va ști niciodată dacă se va duce în sus sau în jos. Putem aproxima. Aproximarea mea este că vom urca ușor-ușor spre 550 de miliarde în această săptămână. Când v-am spus și data trecută eram pe la 460, v-am spus că vom urca la 500, s-a întâmplat acest lucru. Acum eu personal cred că vom urca spre 550. Dar, după cum vă spuneam, nimeni vreodată nu va ști exact dacă va urca sau va scădea. Orice piața este imprevizibilă, multe lucruri se pot întâmpla. După cum ați văzut, fiecare știre se joacă cu piața în sus sau în jos, deci nu se poate aproxima acest lucru. Jucătorii importanți poate ei să facă câteva reguli, să spun așa, în această piață, oamenii care au foarte mulți bani în monede virtuale, în Bitcoin, nu 100-200 de dolari, ci plecând de la miliarde de dolari, și sigur sunt acele persoane, dar nu cred că multă lume le cunoaște sau nu cred că multă lume le cunoaște strategia. Apropo de strategie, haideți să revenim să vă spun cum văd eu lucrurile și ce am învățat eu în ultima perioadă, că este foarte, foarte important în această piață. Haideți să vedem. Eu, când am un profit de 10x, de exemplu, dacă investiți într-o monedă și vă face 10x, adică, haide să luăm un exemplu, investiți în Tron, de exemplu, la 5 cenți, iar, să zic, peste 2-3 luni ajunge la 50 de cenți și aveți un profit de 10x. Ce faceți în acel moment? Lăsați moneda respectivă, nu luați profitul, sau luați profitul și îl puneți într-o altă monedă foarte, foarte bună sau dați cash out? Ce faceți în acel moment? Ei bine, ce am observat eu, că este foarte, foarte important să luați profit pe anumite monede la un moment dat, deoarece vor scădea. După cum am observat, Petron la 28 de cenți, multă lume credea că ajunge la 1 dolar, 2 dolari, 10 dolari și apoi s-a prăbușit prețul până undeva la 5 cenți. În fine, dacă luați profit la 10x, ce vă sfătuiesc eu să faceți este să îi puneți într-o monedă foarte, foarte bună și, după părerea mea, monedele bune sunt Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano și NIO. Am mare încredere în NIO. Cred că NIO va face un 10x anul ăsta, desigur, asta e părerea mea, se poate întâmpla, se poate foarte bine să nu se întâmple, deoarece, cum v-am spus, nimeni vreodată nu va ști cum merge această piață, dar eu văd NIO la prețul pe care îl are acum Ethereum, în jur de 1000 de dolari. Haideți să revenim, deci luați un profit de 10x pe o monedă, apoi cum aș face eu mai departe, aș pune 300 de dolari, de exemplu, pe o monedă foarte importantă pe care eu o consider viitor. Apoi aș mai pune încă 300 de dolari pe o altă monedă, de exemplu Ethereum. Aș pune 300 pe Ethereum și 300 pe Bitcoin. Și acum
Fiți foarte, foarte atenți la ceea ce voi spune în continuare, deoarece va face o diferență enormă pe termen lung și în profiturile dumneavoastră acest lucru. Deci am zis că pun 300 de dolari pe Bitcoin, 300 de dolari pe Ethereum, apoi cel mai important lucru este să aveți 300 de dolari, acei 300 de dolari rămași, să îi puneți în fiat currency, adică ori în USDT. Nu știu sigur ce să zic de USDT, dar momentan zic că este o alegere ok, dar nu pe termen lung, deoarece știm că are anumite probleme. Dar acesta este lucrul important pe care voiam să vi-l spun. Trebuie să aveți fiat currency la îndemână. De ce spun acest lucru? Deoarece să zicem că tot bugetul dumneavoastră este de 1000 de dolari, apoi faci o monedă 10x, faceți un anumit profit de 1000 de dolari, dacă ați investit 100 de dolari, faceți 1000 de dolari, lăsați 100 de dolari pe moneda respectivă, cine știe, poate este jackpot, poate este moneda câștigătoare, dar dacă luați profit 900 de dolari, așa i-aș reinvesti eu, aș pune pe Bitcoin 300, pe Ethereum 300 și aș avea 300 în fiat currency. De ce zic asta? Dacă cumva o altă monedă de-a voastră, de exemplu, ați mai investit și în IOTA când era 4 dolari, dar IOTA se pare că la un moment dat se prăbușește sau chiar Tron se prăbușește. Ar trebui să aveți la îndemână bani să puteți cumpăra din dip. Acesta este foarte important. De aceea, bogații întotdeauna fac bani, deoarece la ei punga nu se termină niciodată. Adică ei când văd că o monedă scade, pentru ei este fericire, pot să o cumpere mai ieftin, au de unde să bage bani, dumneavoastră poate nu aveți, de aceea când o monedă vă face un profit, luați un anumit profit, reinvestiți-l în monede foarte, foarte bune, apoi țineți o parte în fiat pentru a putea cumpăra din dip în caz că marketul scade, atunci se fac banii, cum ziceam, eu nu mă panichez când marketul scade, mie chiar îmi place deoarece sunt foarte, foarte multe oportunități în această piață, o piață foarte, foarte nebună, dar o piață cu multe oportunități și multe riscuri, desigur, în viață, fără riscuri, nu puteți face bani. De aceea, când investiți în monede virtuale, nu vă băgați banii de casă, nu vă băgați banii de pâine, întotdeauna când investiți în această piață, considerați pierduți banii, deoarece așa stați liniștiți. Și poate într-o zi, când vă veți uita peste câțiva ani la banii pe care i-ați investit, veți vedea de 20, 30 de ori, 50 de ori mai mult, dar se poate întâmpla și reversul medaliei, să vedeți 0. Deci aveți mare grijă cum investiți. Eu v-am dat în această seară opinia mea despre cum ar trebui să reinvestiți profitul și ce ar trebui să faceți pe termen lung. Puteți să considerați opinia mea, puteți să mă contraziceți, puteți să lăsați un comentariu dacă aveți cu ce să mă contraziceți în secțiunea de comentarii, dar cam asta este pe partea de strategie, cam așa văd eu lucrurile și sper că v-am ajutat. De aceea fac aceste videouri să vă ajut, deoarece nu multă lume va spune ce v-am spus eu în această seară, deoarece mulți țin acest lucru doar pentru ei. În regulă, în încheiere, o să vorbesc un pic despre Bitcoin și despre cum văd eu această săptămână pentru Bitcoin. Am făcut astăzi și un grafic, vă invit să dați join la grupul meu de pe Facebook. Puteți vedea aici Crypto for Life, puteți să-l căutați, o să-l las și în descriere. Acesta este graficul pe care eu l-am făcut astăzi. După cum vedem, avem aici o linie de suport la 5900, foarte, foarte bine definită. Apoi mai avem una la 7900, iar una la 10.000. În acest moment, Bitcoin este în jur de 11.000. Cum văd eu situația? Văd o urcare spre 12.000, 12.500 în următoarea săptămână, apoi o mică scădere în următoarele 2 săptămâni, apoi o urcare și spre finalul lunii martie, în jur de, nu știu,
25, 1 aprilie. Predicția mea este că vom ajunge la 25 de K pentru un Bitcoin, dar, cum v-am spus, este doar părerea mea personală, se poate întâmpla. Eu am analizat support level, am analizat volumul, am analizat trecutul pe Bitcoin și consider că este o mare șansă ca acest lucru să se întâmple. Desigur, piața este imprevizibilă. O să vă învăț mai multe lucruri despre suport, despre rezistență în următoarele videouri pe care o să le fac și să înțelegem mai bine dacă joacă vreun rol suportul sau rezistența. Părerea mea că are o pondere în ceea ce privește analiza pe Bitcoin, dar nu foarte mare. Putem doar să vedem liniile în care putem să intrăm în Bitcoin dacă vrem să intrăm. Putem să vedem, să ne facem o idee dacă este momentul oportun să intrăm sau nu. O să vă exprim mai multe în următoarele videouri, dar așa văd eu parcursul pe Bitcoin în următoarea săptămână. Chiar văd că vom juca aici în jur de 11.000, 13.000. Să sperăm că se întâmplă acest lucru. Dacă nu, dacă va scădea, e în regulă. Eu sunt fericit. Pregătesc banii ca să investesc și să cumpăr monede ieftine. Cam atât am avut eu să vă spun. În încheiere, haideți să vă sugerez un video. Haideți să mergem foarte rapid pe YouTube. Să vă sugerez un video foarte, foarte important. Poate veți înțelege mai multe lucruri despre piață. Puteți să căutați Ray Dalio și veți găsi aici How the Economic Machine Works by Ray Dalio. Vă recomand acest video, o să-l las și în descriere. Este foarte, foarte important. 30 de minute, veți înțelege cum merg lucrurile, veți înțelege că fiecare piață are un ciclu, de ce scade, de ce crește, de ce creditul este important și de care este diferența între debit și credit și cum merge sistemul acesta în care toți ne aflăm în fiecare zi. Numele meu, după cum știți, este Daniel. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un subscribe și ne auzim data viitoare la un nou episod Seara de Cripto. Mă înclin în fața voastră. O seară plăcută. Mesaj sincer pentru voi, direct de la mine. Nu tratați cryptocurrency ca și o păcănea. Faceți întotdeauna investiții pe termen lung. Mereu informați-vă despre proiectele și monedele în care vreți să investiți. Niciodată nu investiți mai mult decât puteți pierde și întotdeauna aveți grijă la piață, deoarece piața este făcută să vă ia banii, nu să vă dea bani. Așa că mare atenție când investiți, unde vă țineți monedele și care este strategia voastră, cel mai și cel mai important lucru, strategia. Eu, Daniel, din nou, mă înclin în fața voastră și, în final, vă rog, nu tratați cryptocurrency ca și o păcănea, deoarece nu întotdeauna veți trage lozul câștigător. Vă salut și sper că nu va deranja căciula mea, sunt un pic răcit. O dau jos pentru voi. La revedere!